Astăzi facem un război, astăzi pun la cale o confruntare între Tone Curve, pe de o parte, echipa 1 e formată din Tone Curve, tool pe care îl poți folosi ca să modifici brightness-ul imaginii, să adaugi contrast, să modifici culorile în imagine. Asta avem echipa 1 și echipa 2 este formată practic din două seturi de tool-uri, două paneluri. Unul este color grading și al doilea este panelul care conține sliderele pentru highlights, shadows, whites and blacks. Salutare toată lumea, eu sunt Toma, sunt fotograf de peisaj full-time și canalul ăsta este despre fotografie în general, fotografie de peisaj și călătorie în particular. Deci dacă te interesează subiectele astea, dă-și tu un click și abonează-te și dă-și tu un share să afle și alții. Hai să trecem rapid la treabă, dar înainte stai așa, un pic. Înainte trebuie să mă promovez iarăși. La mine pe site tomabonce.ro, link-ul e și în descrierea filmului ăsta, găsiți workshop-urile din perioada următoare, găsiți filme cu tutoriale și cursuri și referitor la workshop-uri, deja au început să se înscrie oameni pentru tura din octombrie cu mocănița închiriată. Deci dacă vă interesează o experiență cu adevărat unică în Maramureș, când avem mocănița închiriată doar pentru noi o zi întreagă, veniți acolo și o să vedeți ce se întâmplă. Ok, suntem în Lightroom. Hai să vedem. Deci prima dată avem 5 imagini, toate sunt resetate. Hai să intrăm în modulul de develop. Deci cu Tone Curve putem altera brightness-ul imaginii. Putem adăuga un al doilea punct și obții o curbă de contrast. Da? Și poți să intri pe canalele de culoare și să alterezi imaginea. Uite, de exemplu, la imaginea asta, dacă vreau să introduc albastru în zona de umbre, va trebui să pun niște puncte de control pe această dreaptă momentan, care poate deveni curbă. Chestia e că trebuie să le pui foarte atent, astfel încât să nu miști deloc această curbă. Și acum aș putea să trag de acest punct, care reprezintă zona de umbre, și să introduc puțin albastru în umbre. Dacă ar fi să folosim, hai să dăm dublu click așa, dacă ar fi să folosim cele patru slidere de care am zis, da, highlights, shadows, whites and blacks și color grading-ul, aș veni aici, aș trage de whites undeva spre dreapta, aș coborâ blacks până la nivelul la care am eu nevoie, pot să mai includ puțin din detaliile din umbre, ridicând puțin umbrele. Și în cazul imaginii de față, părerea mea este că ai un control mult mai fin folosind aceste patru slidere. Și în continuare, controlul este mult mai fin și mult mai intuitiv folosind color grading decât canalele de culoare din Tone Curve. Canalele de culoare au devenit recent mult mai intuitiv de folosit, pentru că în momentul când dai click pe ele, vezi culoarea de o parte și de alta acelui curve, da? Deci cum va afecta culorile. Dar în continuare este destul de dificil, pentru că omului e mult mai simplu să-i spui introdu o culoare în umbre, decât asta e histogramă, la stânga sunt umbrele, la dreapta sunt highlight-urile, găsește un punct pe curba asta și când tragi de el, fii atent să tragi fix vertical, că dacă tu pui punctul jos și când tragi, te duci cu el spre dreapta, începi să afectezi și alte zone. Sau trebuie să pui puncte pe curbă pentru a conserva valorile celorlalte zone. Devine un pic, nu știu, pentru mine e natural. Folosesc Photoshop-ul, nici nu mai știu de câți ani îl folosesc. Cred că am 20 și un pic de ani de când folosesc Photoshop-ul. Ce am realizat în momentul de față. Da, prin 2000-2001, cred că ceva de genul ăsta, nu știu, la facultate am început să folosesc Photoshop-ul mai mult. Deci e o situație în care folosirea sliderilor e mult mai facilă și intuitivă și obține rezultate mult mai bune decât folosirea Tone Curve-ului. Hai să începem repede la următoarea imagine. Asta e imagine mai întunecată. Și pe imaginea asta, dacă vă uitați la histogramă, histograma e mult spre stânga. Eu pot să trag de whites spre dreapta, îmi apare
problema asta în stânga sus. Problema asta în stânga sus o rezolvi în două moduri. Ori în situația de față. Dacă nu vreau să fac crop deloc în imagine, atunci pur și simplu nu pot să ridic acest whites decât până la nivelul ăsta. Și apoi, pentru a obține o imagine mai luminoasă, va trebui să lucrez și aici, cu exposure-ul. Da? Pentru a obține o imagine mai luminoasă, după care să cobor blacks, să le trag spre stânga. Acum, dacă fac același lucru cu curves, devine un pic mai ușor pe o imagine care este foarte expusă să-i creez o luminozitate mai mare. Dar în momentul când faci asta, dacă observi tensiunea din curbă, nu știu, asta e o chestie pe care poate înțeleg mult mai bine cei care s-au descurcat mai bine la matematică. Curba devine foarte tensionată, având un punct, primul punct atât de jos și celălalt punct aici imediat. Pentru că dacă, în momentul când am pus punctul ăsta să creez contrast, curba sare foarte tare în partea de sus, pentru că are o tensiune foarte mare și devine dificil de controlat. Asta e toată șmecheria. Trebuie să mergi efectiv așa, știi, și când s-a unit aici sus, uite, dacă trag prea tare, s-a făcut dreapta aici sus, nu e bine. Înseamnă că toate punctele alea sunt duse sus. Sunt cumva, li se face clipping pe valorile alea. Plusul este că toată histograma e spre stânga și concret nu sunt foarte multe puncte cărora o să le facă clipping, dar tot nu este bine. Și atunci controlul ăsta atât de dificil, chiar și în situația asta, părerea mea este că e mult mai ușor și ai un control mult mai bun folosind aceste slidere. Dacă eu vreau să introduc culori în umbre, de exemplu, schimb hue aici, ia să vedem, ceva genul ăsta, și introduc puțin albastru în zonele de umbre. După cum am zis, e mult mai intuitiv, înțelege oricine ce are de făcut și de asta cred că e mai ușor. În momentul în care tu vii, de exemplu, pe canalul de albastru, da? Ai vegetație, voi trebuie să știți că verdele e o combinație de albastru cu galben. În momentul când introduci albastru în imagine, în primul și în primul rând, verdele, la fotografie de peisaj mă refer, verdele se va transforma într-un verde mai cald. De obicei cam așa este în fotografii. Verdele e mai calde, mai spre galben-portocaliu. Se va duce și se va crea un verde mai rece. De obicei, când ai un verde mai rece, imaginele merg mai bine puțin nesaturate. Pentru că în momentul când saturezi un verde rece, un verde care este spre albăstrui, n-arată chiar atât de bine. Foarte ușor te duci în tone curve pe albastru, pe canalul de albastru, îl ridici foarte puțin și atunci s-a dus cam toată imaginea, s-a cam shiftat, bine, mai mult în zonele de întuneric, după cum vezi, pentru că dacă vrei să menții treaba egală, trebuie să tragi și de punctul de highlight și atunci deja nu mai are sens să te chinui în tone curve, ci să te duci direct în sus aici la temperatura de culoare și modifici temperatura de culoare a întregii imagini. Practic, vii în tone curve în momentul în care vrei să modifici doar anumite tonuri și ai o înțelegere care nu lasă loc de neînțelegeri asupra a ce reprezintă histograma și tu când pui un punct pe tone curve, tu înțelegi ce zone din imagine alterezi. Pentru că altfel nu reușești să folosești tone curve-ul ca lumea. De aceea zic că tone curve-ul este un tool puțin mai pretențios. Adică trebuie să-l înțelegi cum trebuie și după aia poți să-l folosești fără nicio problemă. Iar și la imaginea asta, la fel, pot să trag puțin de whites și să cobor blacks și am creat din prima partea de contrast. Mai este vreo... Așa, de pe imaginea asta, de exemplu, eu, de exemplu, aș vrea să conserv highlight-urile. Nu vreau să umblu la highlight-uri, astea sunt highlight-urile, așa vreau să rămână. Vreau doar să trag jos de shadows. Dacă ar fi să fac chestia asta în tone curve, cum găsesc eu highlight-urile? Am aici un punct, mă duc aici și vezi când mă mut, pe curbă apare un punct. Dau click
și a pus punctul acolo. Și apoi zona de shadows e cam asta pe aici, pământul ăsta întunecat. Și vin și încep și trag numai de shadows în jos și highlight-urile sunt conservate. Chestia este că ele sunt afectate în un anumit fel, vezi, și deasupra highlight-ului curba se face puțin, capătă o mică pantă. Pentru că ar trebui să pui iarăși mai multe puncte acolo ca să conservi zona aia, să nu se deplaseze absolut deloc. Dar eu dacă vin și trag pur și simplu de blacks, este exact același lucru și arată și mult mai bine. Pentru că neumblând pe highlight-uri, ele rămân nemodificate. Adică nu trebuie să fac acel pas în plus de a pune concret punctul pe highlight-uri. Da? Și ia să vedem, o ultimă imagine. Deja când ai o situație de asta de lumină extremă, în care nu ai făcut HDR, cum am eu aici, deja nu mai prea pot să umblu cu tone curve, că orice fac pe tone curve, chestia asta îmi rămâne aici, supraexpunerea. Eu oricum trebuie să intru în panelul ăsta de 4 slidere și să încerc să corectez problema. Și atunci nu mai văd sensul să mă mai duc și pe tone curve. Hai să trag așa o concluzie rapidă. Părerea mea este că tone curve-ul este un tool vechi, este un tool care a fost gândit și dintr-un singur tool să poți face multe, multe chestii, alterezi brightness-ul, alterezi contrastul, alterezi culorile, dar nu e pentru oricine. Și deja algoritmul din tone curve este diferit și eu cred că funcționează mai prost decât algoritmul din cele 4 slidere plus algoritmul de la color grading. Părerea mea este că alea sunt mult mai bine gândite și sunt mult mai ușor și intuitiv de folosit.